Am revenit și după cum v-am obișnuit, în fiecare dimineață aducem invitați cu totul special. În această dimineață avem un creator al amintirilor. Omul ce surprinde toate momentele frumoase din viața noastră. Bună dimineața, Paul! Bună dimineața, dragule! De unde ai fost plecat? Ai zis că ai revenit. Ai fost plecat? Nu, nu am venit după tine. Ai venit după mine, am înțeles. Ce faci? Cum ești în această dimineață? Foarte bine, foarte bine. Îmi place să fiu matinal, e totul ok. Deci ești o persoană matinală, să înțeleg. Da, mă trezesc la 6 acum, dar aștept un pic să mai fac vreme mai frumoase ca să-mi revin la obiceiul de ora 5 și să alergat. Ești matinal de când erai tânăr? Nu, acum ai fi bătrân. Nu, am vrut 3 ani. Sunt matinal, că oricum mă trezesc la 6:20, asta e ora maximă la care pot dormi, fiindcă trebuie să duc copiii la școală. Înțeleg, înțeleg. Adică eu, la ora 7 eu sunt deja mașină. Ești din casă. Zic să te cunoaștem mai bine. Cine este Paul Pădurariu? Ola, la ce întrebare profundă ai pus-o. Cine este Paul Pădurariu? Dar mă știi foarte bine, sunt un om foarte profund. Extraordinar, te știu foarte bine, ne-am văzut acum 3 minute. Paul e un om, tată a 3 copii, soț, copil, prieten și fotograf prin dulcele Târga Ieșului și nu numai. Cum ai început să devii fotograf? Băi, care a fost parcursul? De la cine te-a inspirat? De la cine m-am inspirat? Eu spun că nu am găsit eu fotografia, ci fotografia m-a găsit pe mine. Ce profund. Acum ceva ani, undeva la vreo 12 ani, aveam un site, de un portal al orașului Iași, ilikeiași.ro, încă mai există. Și aveam nevoie de fotografii documentare cu monumente și puncte de interes a Iașului. Am spus că să nu le luăm fără drepturi de autor de pe Wikipedia, Google și alte chestiuni. Am împrumutat un aparat foto de la Teatrul Național și într-o dimineață am plecat la poza prin Iași. Am învățat cum să-l folosesc, unde se rere pe vremea aia și la 8 seara nu mi-am dat seama că nu au trecut 12 ore de pozat și am mers prin oraș. Și de acolo am înțeles că eu poate deveni o pasiune. Și treptat, ușor, ușor, am început să fac cât mai multe fotografii, să fac fotografii la copii, la niște ateliere gratis, la prieteni apropiați, dar nu mă gândeam că aș putea face bani, profesie. Dar era pasiunea. Înainte de fotografie? Eram în sclav plantație, adică corporatist. Nu știu, e misiune serioasă. Din dimineață, trebuie să facem un pic așa de descriții în frunțele, nu? Da. Așa. Da, eram corporatist, lucram în domeniul bancar, casier, adică eram într-o cușcă așa tot timpul, nimic interesant. Mă rog, mereu îmbrăcat la costum, mă gândesc la cămașă. Da, eu nu mai port cravată. Eu cred că deci și atunci a fost ultima dată când ai purtat cravată. Da, acum am observat că încep, acum după 10 ani de zile că mi-am dat demisia din bancă, încep un pic să accept cumva ideea din nou de cravată. Permiți dacă permiți. Nu știu despre ce vorbește. Are doar 41 de ani, nu-i așa? 41 de ani, e o vârstă minunată. E vârsta în care le ai pe toate. Înțelegi? Deci? Da, ai și banii, ai și energie, ai și timpul, ai tot ce trebuie. Ai frica aia de vârsta a doua? Care e vârsta a doua? Păi știi că bărbații trec printr-o perioadă la 40 la 50 de ani. Vârsta a doua în care da, practic cred că sunt bărbații aia care nu și-au trăit adolescența. Zici? Da. Și tu cum ți-ai trăit-o așa de fel? A fost un adolescent rebel. Bine, da. Rebel acum 100 de ani, cât ce înseamnă? Băi, însemna cluburi, însemna multe chestii care chiar nu le poți spune în direct. Da, multe distracții, mult alcool, multă din alea în care... Ce fac tinerii de obicei? Exact, care ciziază, știi? Adică, nu-mi dau seama. Când ți-ai luat primul aparat foto? Primul aparat foto am luat, cred că cumpăr... Prima aparat foto am avut un Polar. Primul. Al tău. Dragostea mea cu artele vizuale a început de mic, copil. Am avut un Polaroid adus de taică prin Germania, povestea e de mult. Și nu poți să ne-o spui? Așa. Și pozeam, ceva făceam, vintage, da, făceam fotografii cu Polaroidul la excursii, ce face tot omul, da. Orice. Apoi în studenție,
Am avut un aparat foto digital, o chestie care, cum mai spunem, săpunieră, dar atunci era o revoluție a fotografiei, din punct de vedere tehnic. Și eram fotograf pentru o revistă de timp liber. Adică asta înainte de platformele de social media, existau acele reviste care se împărțeau în baruri. Care, nu știu dacă ai prins la vârsta ta, nu cred că ești cam tânăr. 23 de ani, eu să spun. Păi da, vorbim de acum vreo 20. Eram eu un student, deci aveam eu 20, sunt undeva la acum 20 de ani. Da, de-abia erai propulsat, dar nu-i problemă. Okay. Așa, și aveam nevoie de fotografii la restaurante, la baruri și aveai programul, ce concerte sunt, ce chestii de genul ăsta. Făceam fotografii de tipul ăsta în studenție, apoi m-am angajat ca barman, după ce m-am însurat și soția a rămas însărcinată, am zis că... Deci știi să faci cocktailuri, iartă-mă cât te întrerup. Făceam pe vremea aia cel mai bun frappe. Din Iași? Da, așa mă le comandau clienții și făceam șpagă bună. Lăsa bacșiș bun pentru frapeul meu. Ești nici măcar nu erau băieți. Și cu alcool n-ai avut tendințe? Ba da. Mai făceam și bartending, făceam și dădeam flame-uri. Mă mai jucam un pic. Deci tu te-ai învârtit în zona artei, nu? Ba da, bartending e artă. E artă, clar, depinde cât bei, nu? Interesant, să știi că n-am gândit-o până acum în felul ăsta, că m-am învârtit în zona artei. Eu sunt absolvent de științe politice. Adică acolo e zona de... Ce traiectorii! E foarte mare, că e foarte multă filozofie, multă cunoașterea omului acolo. Și tu ai reușit să te cunoști pe tine? Dar cred că ne cunoaștem pe noi în fiecare zi. Sau responsabilele sunt noi? Întotdeauna. Și cu cât te cauți mai mult, cu atât îți dai seama că trebuie să găsești mai mult. Deci mereu avem de căutat noi. Nu ajungem, da, să zicem, am dat dinamică. De piatră și încolo nu mai putem. Păi după piatră e apa, nu? Corect. Păi, nu. Ai rămas la cei trei copii ai tăi, nu? Așa, acolo am rămas? Înainte, la primul rămăsesem, eram barman. Ok. Și pe vremea aia nu aveam eu un fitil la cap, că meseria de barman nu era chiar atât de apreciată, să spunem așa, de societate cum e acum. Acum e fain să fii barman, poți să faci business-uri diferite, faci baruri mobile la restaurante, în fine, faci flare-uri, sunt tot felul de competiții și acolo. Dar atunci nu era. Și atunci am zis că, bă, se naște ficiorul meu și ficiorul nu poate spune că tasul e barman, trebuie să am o meserie serioasă, să fiu om serios, să fiu stâlpa societății. Și m-am angajat în corporație. Da. Am, în 2 ani de zile am visat că o să schimb. Sau? Nu. 2 ani de zile am muncit pe brânci, că o să schimb, fac drega așa, director București, diverse vise de om de tânăr. De proaspăt intrat în corporație, de tânăr, da. Apoi a venit criza din 2008. Totul s-a liniștit în bănci, stăteam la birou și jucam jocuri online cu directorul. Era fain, eram plătit ca să mă joc. Așa. Nu e adevărat. Așa. Și în pauza asta mi-am dat seama că eu nu să ajung nicăieri cu corporația, că nu-mi place. Eu încercam, era un vis, știi că posibil de multe ori se întâmplă să visezi ceva, să dorești ceva și în momentul în care l-ai atins, mi-am dat seama că, dar nu-i de mine. Știi? Și astfel am început să învăț marketing. Okay. Am prins perioada bloggerilor, aveam un blog, am făcut marketing afiliat, am avut o perioadă în care aveam 100 de site-uri ale mele. Așa, și mă plictiseam. Adică nu eram, era ok, era fain, era interesant ce făceam. Dar în momentul în care am ajuns antreprenor, pe genul, aveam magazinul meu online, am avut două magazine online, îmi dat seama să stau doar în fața calculatorului. Nu era filmul meu, nu reușeam să-mi dau tot. Ești un om activ, vrei să scrii, nu? Exact. Aveam nevoie de mult mai multă interacțiune umană. Mi-am dat seama mai târziu că despre asta era vorba și eu eram într-o mare depresie în vreo 7 ani de zile. Eram down, rău. Și ai trecut peste? Adică și cu fotografia, ok, da, bineînțeles. Este bine.
De vreo 10 ani, bine. Și fotografia a avut o parte a ei? Da, a avut o mare parte și fotografia și mai ales interacțiunile umane. De asta ducea mie o lipsă foarte mult și sufletul meu era acolo, că nu îi spun nimic, știi? Oh. Cred că toți, cu fiecare într-un lucru are de asta. Da, clar, trece clar, într-un da, moment. Da. Oricare, adică cine spune când mă, eu stop. Da, ești stop, dar sunt sigur că oricare dintre noi are când ups and downs. Când te pui sigur. Când ești tu cu tine acolo, atunci ai distracția. Sunt curios ce relație ai tu cu fiul tău, cu primul tău copil. Trebuie să le spunem telespectatorilor. Ai trei copii. Am trei copii. Ai Ianis, care are 16 ani jumate, okay. Fiica mea Miruna de 12 ani și Rareș în vârstă de 7 ani. Rareș e pasionat de făcut scandal. Da, la 7 ani. Panorama. Așa, Miruna e balerină. Este la colegiul de arte, nu? Nu este la colegiul de arte, face balet din hobby. Foarte e fain. Eram studentă, mai sunt câteva ani, mai am răbdare. Ai elevă la Negruții, la fel ca și fiul cel mare, că tot elev la Negruții. Uh-huh. Și pasionat de fotografie, Ianez. Și el ce este prin la Negruții? Mate Info, filologie? E pe Mate Info. Ce fain. Da, 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 pe Mate Info și pe la clubul și de... Și place și fotografia, arta fotografiei. Da, în zona asta, în zona asta vrea și să meargă mai departe momentan. Te-a urmat, cu facultatea, nu? Cu... Păi, I-am pus picături în pahar de pe la 12 ani. Început ușor, ușor să îi arăt ce aia fotografie și ce înseamnă interacțiunea umană și ce poți transmite și cu acest limbaj. Așa îi spun. Eu așa cred că e un limbaj. Fotografia. Înțeleg. Și de la 12 ani îl luai cu tine la ședințe, la evenimente? Tu mergi și la evenimente, dacă nu mă înșel. Da, sunt fotograf de nuntă, eveniment și de studio. Ok. Și luai cu tine la evenimente, la anunț, la cumetrii, la botez? Nu, de exemplu, hai să spunem că aveam un job în timpul zilei la un complex comercial care e aici la voi pe pereți, poze cu el ca să... Și atunci și luam cu mine în timpul zilei, la joburi de-astea mici, care dura o oră, două maxim, da, da, să se vadă cum e și toată chestiunea asta. Și apoi, ușor, ușor, cum am crescut, a început să meargă cu mine. La început asta la cabinele foto, apoi în caragențele și tot așa. Și el ce planuri are în domeniul acesta? Vrea să-ți ducă la o facultate anume? El vrea să meargă la o facultate afară. Ok, e făinuț. Da, 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 pare interesant. Și eu sper să-și întoarcă de acolo. Mai mult sau mai puțin, vedem. Ba da, eu sper că avem o țară frumoasă, avem un oraș foarte frumos în care e fain să trăiești aici. Vezi diferență între fotografii din afara țării și fotografii de la noi? Ce diferență sunt vezi? Sunt diferențe între oamenii din afara țării și oamenii de la noi? Cred că da. Ce înseamnă în afara țării? Când ne spunem în afara țării ne referim doar la vest sau ne uităm și la est? Bă, știu că și rușii au, ucrainieni, rușii au fotografi foarte... Au o școală foarte, foarte bună. Asta școala rusească de artă, orice înseamnă artă, este extraordinară. În afara țării, hai să spune și din est, și din vest, și din nord, și din păi sud. Păi depinde cum vezi. În partea americană e, sau occidentală, okay. Eu sunt unele curente foarte interesante, foarte consumeriste. În partea rusească, arta e menținută, cred că, la un nivel tradițional, tot în zona de unde a crescut, din zona țaristă, din zona aia care ai niște fotografi care zici că-s pictori, pictează cu lumină fix și rămâi astonic când vezi. Wow! Dar la fel și în partea asta altă. Sunt oameni și la fel sunt români. Foarte, foarte bun. Adică diferență dintre mine și tine. Da, sunt români care au performat foarte bine în fotografie. Tu cum e Claudiu Guraliu, pe fotografia de studio, pe portretistică, extraordinar, de la Cluj. Uh-huh. Acum, din păcate, vrea să ne părăsească, să ia drumul Europei. Dar sunt și tineri extraordinari la noi în România. Avem o comunitate a fotografilor de nuntă internațională, okay. Fearless se numește, în care avem fotografi în top 10 fotografi de pe planetă. Mondial. Așa da. Că, care e diferența? Vorbim diferit, poate. Avem altă limbă, dar simțim la fel.
Okay. Simțim la fel. Avem alte experiențe unii cu alții. Stăm în oraș în care clădirile sunt diferite, nu? Da, poate. Clar. Dar în fiecare dintre noi ne facem bula noastră în felul în care suntem. Poate fi o societate frumoasă aici la noi în Iași și la fel pot fi lucruri foarte urâte și foarte nasoale în Paris. Poți să fii optimist în Iași sau pesimist în Londra. Ține de tine, de feeling-ul tău. M-am plimbat un pic și mi-am dat seama că e bine acasă. Bine, poate te atrage și ceva aici, pământul. Mai sper că încă nu mă atrage pământul. Sensul ăla. Eu sper să mă mai țin vreo 50 de ani. Așa că pe acolo e targetul. Dorești să trăiești mult? Să vezi cât mai mult? Da. Da, îmi place viața, iubesc viața la nebunie. Nu vreau. Așa, și eu am targetul meu momentan la 87 de ani încă să fiu pe picioarele mele, să nu fiu în spital, să mă joc cu nepoții, fotbal și toate astea. Foarte frumos. Ci după 87 bonus. Și pentru asta am început de pe ceva vreme să mă și ai o rețetă specială? Faci sport? Fac sport. Ții avem dietă? Mergi la sală? Nu e vorba de ținut diet, e vorba că eu acum 2 ani și un pic aveam 117 kg, acum aș la 93 de kg. Și care este secretul? Secretul e motivația. Cu toții cred că știm teorie. Adică nu, cred că în momentele astea în care... Cum vorbeam mai devreme, se află în noi. Da, adică e vorba de motivație. Teorii, cine nu știe teorie, cum să se slăbești? O grămadă, dai un scroll și vezi exact despre ce e vorba. Da, e bine să consulti un nutriționist, atât timp că te și ajută pe partea că vezi ce funcționează pentru corpul tău, dar ești și un bun coach, să spunem așa, okay. Că nenea ăla care te bate la ai grijă ce mănânci, pentru început. Și foarte bun și neapărat și mișcarea. Mișcarea în aer liber. Asta e cu mersul la sală. Am abonament la sală, dar nu e... Prefer mișcarea. Prefer în natură. Da. Prefer să alerg în natură, prefer exercițiile fără greutăți cu corpul meu. Uh-huh. Greutăți mici cale. N-am reușit niciodată să pronunț cuvântul ăla. Nici eu nu știu dacă îl pronunț chiar corect, dar... Cali ceva. Calistenic. Da, calicule. Da, la sfârșitul intervenii sperea să le... Da. Pui de piropopir, că niște. Cum vezi comunitatea românească? Ieșeană, de fapt. Este o comunitate frumoasă, mă gândesc. De pe la anunț, poți să ne spui o experiență frumoasă, plăcută? Hotărăște, de ce vrei să mă întrebi? Hai să vorbim despre nunți. Așa, hai să bem pentru asta dacă vrei să vorbim despre nunți. Da, nu zici rău. Uh-huh. Așa, comunitatea ieșeană e o comunitate extraordinară. Știi cum e? Cum îți faci patul așa dormi? Sau așa te trezești în cazul nostru așa la matinal? Comunitatea este extraordinară, se implică foarte mult. Oamenii pe care sunt eu, chiar săptămâna trecută am avut o campanie foarte faină la mine la studio cu femeile, că suntem în perioada în care sărbătorim luna martie, ziua femeii acuși. Și am avut o campanie cu donatoarele și femeile din comunitatea Salvați Copiii. Am fotografiat la studio numai puțin de 53 de femei în 2 zile. Îi făcea cineva o glumă, Paul știi, să fac fericite 53 de femei în 2 zile. Așa. Și ne implicăm. Există o parte din comunitate ce se implică, ce își dorește să schimbăm. Neapărat să schimbăm, să facem lucrurile frumoase, să facem lucrurile să fie bine. Uneori schimbarea vine, vrei, nu vrei. E singurul lucru fix. E schimbarea. Restul, nu știm, ne adaptăm. Paul, unde te putem găsi? Așa, mă puteți găsi pe toate platformele de socializare, Paul Pădurariu. Și mă găsiți pe Bulevardul Ștefan cel Mare, numărul 4, blocul Curiver, în spate. Paul, noi îți mulțumim că ne-ai acceptat invitația. Cu mare drag și trebuie să mai vin odată să povestim despre nunți. Clar. Asta a fost subiectul următor. Exact. Îți mulțumesc mult și să ai o zi plină de succese și de tot ceea ce îți dorești tu. Mulțumesc, succesuri să fie. Bună dimineața, dragilor.